Dintre românii care se vor prezenta luna viitoare la urne, 40,6% spun că vor vota cu liderul PSD, Victor Ponta, și 30,1% cu Klaus Iohannis, președintele PNL, potrivit unui sondaj INSCOP realizat în perioada 2-8 octombrie. Pe locul 3, în primul tur, s-ar clasa Elena Udrea cu 6,7%, urmată de Călin Popescu-Tăriceanu, 6,2%, Teodor Meleșcanu, 4,6%, Monica Macovei, 4,6%, Kelemen Hunor, 2,5%, Dan Diaconescu, 2%, Cornel Vadim Tudor, 1,7%. Ceilalți candidați, Gheorghe Funar, Jol Silaghi, William Brânză, Constantin Rotaru, Mirel Mircea Mariței, sunt cotați împreună cu 1% dintre voturi. În turul 2, Victor Ponta ar câștiga alegerile prezidențiale cu 53,5% din voturi, iar Klaus Iohannis ar obține 46,5% din voturi. În ceea ce privește prezența la vot, în primul tur al alegerilor prezidențiale, 59% dintre respondenți declară că se vor prezenta în mod sigur la vot, comparativ cu 48,6% în luna iulie și 55,7% în septembrie. Sondajul a fost realizat de INSCOP la comanda cotidianului Adevărul pe un eșantion de 1095 de persoane. Marja de eroare este de plus minus 3%.